Vă invit să deschideți la Evanghelia după Matei, capitolul 14, începând cu versetul 22, un text familiar care l-am citit la ultimele predici. Matthew chapter 14, starting with verse 22. Umblarea pe mare. Îndată după aceea, Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui de partea cealaltă până va da drumul noradelor. După ce a dat drumul lor s-a suit pe munte să se roage singur la o parte. Se înoptase și el era singur acolo. În timpul acesta, corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării, căci vântul era împotrivă. Când se îngâna ziua cu noaptea, Iisus a venit la ei umblând pe mare. Când l-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au înspăimântat și au zis, este o nălucă și de frică au țipat. Iisus le-a zis îndată, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți, până aici cuvântul Domnului, vă invit cu respect să reocupați locurile. Aș vrea să continuăm în seria aceasta de mesaje care am început-o și mi-am intitulat mesajul în această dimineață Frica poate fi înfrântă. Frica cu care ne confruntăm noi, fiecare din noi, poate să fie înfrântă. Aș vrea să avem o recapitulare scurtă la punctele uh, pe care le-am discutat deja, care au fost uh, predicate și primul punct a fost acesta. După victorie, ține garda sus. Fii pregătit pentru încercare. Ucenicii au trăit ceva momente de glorie. Uh, au experimentat mulțirea pâinilor unde Domnul, prin mâinile lor, a mulțit pâinile și peștii. Oamenii aceștia, ucenicii, au trăit aceste momente unde oamenii se uitau la ei ca la superstars, ca la oameni super spirituali și în momentele acestea de glorie, tendința este ca să lăsăm garda jos, să zicem, am ajuns, we have arrived. Și Domnul vrea să ne spună prin cuvântul acesta, după victorie, ține garda sus, pentru că urmează valuri, urmează furtună. A doilea punct, Îndrumările Domnului de multe ori par să fie contraintuitive. Vine Domnul în viața noastră și ne dă instrucțiuni care pentru noi nu fac niciun sens. La ucenici, cerul era roșu posomurât, vântul bătea împotrivă, marinarii toți știau asta înseamnă furtună și Domnul le spune atunci, intrați în barcă și mergeți să treceți pe partea cealaltă. Instrucțiunile acestea nu erau logice din punct de vedere omenesc. Și vorbeam despre faptul că sunt momente în viața noastră care Domnul vine și ne dă instrucțiuni care noi cu mintea noastră spunem da, doesn't make any sense. Nu este logic. Nu e normal. Urmează furtună. Și tendința este să avem încredere mai mult în rațiunea noastră decât în porunca Domnului. Să fim pregătiți, vin momente în viața noastră când îndrumările Domnului nu fac sens, să-L ascultăm oricum. Apoi, în al treilea rând, spuneam că succesul spiritual depinde de timpul petrecut de fiecare din noi în mod personal în rugăciune. Dacă vreți să știți cheia oamenilor spirituali, oamenilor mari, oamenii aceștia au calitatea aceasta. Petrec timp în cuvântul lui Dumnezeu și petrec timp în rugăciune. Și nu este vorba de rugăciunea care o avem la biserică. Avem nevoie să ne adunăm împreună la rugăciune. Nu. Este vorba de timpul personal pe care îl avem noi, doar noi și Domnul, în rugăciune, în cămăruța noastră. Domnul după toate minunile care le făcea, extraordinare, era un timp când se îndepărta chiar și de ucenici și se retrăgea la o parte să petreacă timp cu Domnul în rugăciune, în părtășie cu Tatăl. Fraților, dacă noi vrem să avem victorie, biruință spirituală, avem nevoie de secretul acesta în viața noastră, să petrecem timp unde suntem doar noi și Domnul. În al patrulea rând, Chemarea Domnului întotdeauna vine cu multă împotrivire. Avem ideea câteodată că dacă noi suntem în chemarea care o are Domnul pentru noi, la chemarea care o are Domnul, păi dacă Domnul ne-a chemat, lucrurile trebuie să meargă bine. Nu ar trebui să avem probleme mari, ar trebui ca totul să fie extraordinar de fain. Ucenicii aceștia a Domnului au intrat în corabii constrânși, siliți de Domnul și poate că și-au imaginat și ei, păi ce împotrivire? Că Domnul, Domnul ne-a Domnul ne trimis. Fraților, faptul că Domnul ne cheamă, faptul că Domnul ne trimite, aceasta nu ne scutește de împotrivirea vrăjmașului, din contra vom avea împotrivire. Și apoi, în ultimul rând, spuneam că o credință autentică este dovedită prin persistență în ascultare. Dacă tu îl crezi pe Domnul pe cuvânt, dacă ai încredere în chemarea care ți-o dat-o Domnul ție, vor veni furtunile, va veni împotrivire. Va trebui să dovedești credința ta prin persistență în ascultare, chiar și atunci când nu face sens. Ucenicii Domnului au persistat în ascultare undeva între 10 și 12 ore, au văslit împotriva vântul, vântului și în ciuda valurilor care învăluia corabia lor. Și am ajuns la următorul punct care este de astăzi. Și în primul rând, astăzi aș vrea să spun că în lupta credinței va trebui să-ți biruiești frica. În lupta credinței, în chemarea ta, o să ai de luptat împotrivă la frică, fear. Spune în versetul 26, când l-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au înspăimântat și au zis, este o nălucă și de frică au țipat. Oamenii aceștia erau adulți, bărbați, oameni curajoși. Nu este nimeni care este astăzi aici, care nu va avea de luptat cu frică. Bărbat, tânăr, bătrân, femeie, nu contează. Nu este nimeni online. Au să vină momente în lupta ta când vei avea de luptat cu frica. Știți care este arma favorită a vrăjmașului împotriva noastră? Chiar aceasta, frică. Uh. Ne uităm, hai să luăm de exemplu pe copiii Domnului, pentru că pe poporul Israel, noi ne identificăm cu copiii Domnului în poporul Israel, da? Domnul le-a promis Canaanul, țara promisă, nu este așa? Era promisiunea Domnului adevărată pentru ei Canaanul? Absolut. Era promisiunea aceasta sigură? Absolut. Chemarea care are Domnul pentru mine și pentru dumneavoastră este sigură. Este garantată. Domnul are o chemare pentru toți copiii Lui. Nu este nimeni care este aici sau care ascultă online care nu are o chemare de binecuvântare din partea Domnului. Știți ce nu erau conștienți poporul Israel? De ce nu erau conștienți? Că în țara aceea promisă, în Canaan, erau cetăți întărite cu ziduri. Și pentru zidurile acestea, copiii lui Israel nu avea o mașinărie de război ca să dărâme aceste ziduri. Păi cum te cheamă Domnul să cucerești o țară pentru care tu nu ai mașinărie ca să dărâme aceste ziduri? Știți că în țara aceea promisă, în canalul lor, erau uriași? Păi dacă ei se duceau în mod normal împotriva la uriașii aceia, știți că nimeni nu se luptau cu uriașii aceia? îi lăsau în pace. De ce? Păi uriașii erau mai tare decât ei. Știți că în Canaanul nostru, care îl are Domnul pentru noi, sunt uriași acolo? Domnul știe lucrul acesta. Și ne promite țara promisă, promisiunea lui, chemarea lui pentru noi, în ciuda la în cet Cetățile întărite și în ciuda uriașilor. Dar atunci când Domnul ne cheamă, El ne dă toate proviziile și o să discutăm despre aceasta. Arma favorită a vrăjmașului în astfel de momente este să ne ia atenția de la Dumnezeu și să ne facă să ne uităm la aceste înghilimele imposibilități. La aceste ziduri care în mod normal eu nu pot să le dărâm. La acești uriași care în mod normal, e mai tare decât mine, să ne uităm la cetăți întărite și la uriași. Vrăjmașul va veni la mintea noastră la fiecare, va lua ceva care este parțial adevărat. Sau din punct de vedere natural, firesc este adevărat, dar nu și din punct de vedere spiritual. Și îți va spune, this is your end, ăsta e sfârșitul tău. Va veni să-ți creeze o imagine despre viitor care te va face să te cutremuri din temelii. Aș vrea să ne mai uităm la o imagine de la poporul Domnului, da? I-a chemat Domnul din Egipt și a zis să vă scot afară cu mână tare, a adus toate urgiile asupra Egiptului și Domnul i-a condus prin stâlpul de nor și prin uh, 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 stâlpul de foc, da? I-a adus la un anumit loc și au ajuns la Marea Roșie. Ajunși la Marea Roșie, am văzut locul acesta uh, filmat pe unde au trecut ei, the beachhead, pe unde au trecut pe partea cealaltă și erau acum strânși, erau munți, o singură cale îngustă printre munți, un bici de acolo unde să treacă marea, dar ei vedeau marea, erau constrânși din toate părțile și toată armata lui Faraon care bloca ieșirea și venea spre ei. Ce spunea imaginea aceasta? Moarte sigură. Păi dacă te duci în mare, te înneci. Dacă mergi împotriva lui Faraon, este cea mai puternică, cea mai dotată armată cu care de război. Oamenii aceștia au venit cu săgeți, cu suliți, cu săbii să măcelerească toată tabăra lui Israel. Vă întreb eu, Domnul i-a dus la locul acela sau nu? Domnul i-a dus la locul acela. Era o imagine pe care o vedeau din punct de vedere firesc, în în mare armata lui faraon, care erau profesioniști în amăcelări. Dar mai era o realitate. Era realitatea spirituală. Care era aceasta? Domnul i-a condus acolo. De deci nu erau ei conștienți. Era că era un drum pregătit prin mare. Este singurul loc la Marea Roșie unde scăderea mare nu este abruptă. Poți să mergi lejer, chiar cu care poți să te cobori. Era sub apă, nu era vizibil la ochii firești. Era la ochii spirituali. Și. Va veni vrăjmașul în viața noastră cu altfel, astfel de circumstanțe. Ne conduce Domnul prin Duhul Sfânt la momente care cu mintea noastră noi nu vedem decât mare unde merg să mă înnec, oastea lui Faraon care a venit să mă măcelărească. Va veni cu astfel de imagini despre copiii care ți-a dat Domnul. Va veni cu astfel de imagini la sănătatea ta, Va veni cu astfel de imagini la finanțele tale. Va veni cu astfel de imagini la căsnicia ta. Va veni. Imaginați-vă că Moise și copiii Israel se uitau la aceleași evidențe, în ghilimele. Era o realitate firească, imagine care o vedeau, și era o realitate spirituală. Moise și poporul vedeau același lucruri. Diferența era că Moise se uita la altceva. Este foarte important la ce ne focalizăm în astfel de momente. Știți că în astfel de momente, lucrul la care îi dăm noi drumul în mintea noastră să ne focalizăm este o ușă spirituală? În astfel de momente noi putem să dăm loc Domnului să vină sau putem să dăm loc vrăjmașului. În ultimii 20 de ani, pot să spun în slujirea mea, care sunt aici slujitori prezenți care au mai multă experiență în slujire, pot să spun așa. Dar dacă în timpul de consiliere, dacă a fost ceva consistent, subiectul numărul 1, by a long shot 90% aș putea să spune din conversațiile care le-am avut-o cu frații din biserică, cu oameni. Știți care au fost? Cu frica. Este un subiect care... Nu prea vorbim noi așa de mult de el, dar este subiectul cu care se luptă majoritatea credincioșilor. Și mi-aduc aminte la o consiliere din acesta. Vorbeam cu o persoană care avea de luptat cu imagini de frică care veneau și am avut mai multe, am vorbit de mai multe ori și odată am avut un vis despre persoana aceasta. Am văzut persoana aceasta că erau la o ușă și țineau ușa aceea din răsputeri și cineva, vrăjmașul, tot bătea în ușă să o distrugă și nu a reușit să deschidă ușa aceea. Să mișca ușa, dar a rămas, nu, nu s-a deschis. Și apoi s-a schimbat imaginea. n a mai bătut așa vrăjmașul, dar i-a dat un plic alb pe sub ușă. Și în momentul aceea persoana aceea s-a plecat să-i aplicu. Și când s-a plecat să-i aplicu, s-a deschis ușa. Care a fost însemnătatea visului? Erau momente care zicea, nu accept, nu accept gândurile acestea, nu accept. Și venea un alt gând. Unul așa care părea a fi inocent. Și când persoana aceea lua gândul acela, dar oare dacă e așa? Și deschidea din nou ușa vrăjmașului ca să vină. Și se deschidea ușa ca să vină cu frică, cu intimidare. Vom avea momente în viața noastră când suntem ca și poporul Israel, înconjurați din toate părțile? Se pare din punct de vedere natural că distrugerea noastră este sigură? Și Domnul, în astfel de momente, vrea ca noi să nu privim la ceea ce putem să, cu mintea noastră, cu ochii firești. Ci să ne uităm la o altă ușă, la ușa aceea prin Duhul, să vedem cine este cu noi, pe Dumnezeul care ne-a dus în locul acela. Și observați aici imaginea aceasta a ucenicilor care sunt pe mare. Sunt în ascultare de Domnul, ca și poporul Israel. Cine i-a dus în barcă? Domnul i-a silit să se urce în barcă. Ei au ascultat, au mers înainte. Reacția lor, când îl văd pe Domnul, știți ce care a fost? Au zis că este o nălucă. Știți ce înseamnă pentru un marinar să vadă o nălucă? Oamenii, înainte ca să moară, mulți din ei văd în lumea spirituală. Un marinar, când vede o nălucă, lucrul acesta înseamnă moarte sigură. Urmează să te înneci, urmează să mori. Domnul venea la ei pe mare ceva ce nu s-a mai întâmplat de când a fost pământul, da? Venea Domnul la ei pentru salvare și ei, în loc să-L vadă pe Domnul, au văzut o nălucă. În alte cuvinte, au țipat. Asta e moarte sigură. Am început să vedem în lumea cealaltă. Urmează să ne necăm. Vrăjmașul le-a creat o imagine de teroare din ceea ce, de fapt, era biruința lor. Faraon, și oastea lui era venit acolo, dar era venită cu un alt motiv. Știți care era motivul ca Domnul să distrugă oastea lui Faraon? O dată pentru totdeauna. Oastea lui Faraon era adus acolo ca Domnul să aibă o judecată cu acea oaste. Marea, care ei vedeau locul acela, că ei o să se nece în locul acela, ceea ce nu știau că Domnul le avea pregătit să despartă marea, să vadă un drum pe dedesubt, pe unde să poată să treacă pe partea cealaltă. Știți că Domnul ne duce în anumite situații ca să distrugă pe vrăjmașii noștri. Se pare că noi o să fim distruși, dar nu e adevărat. Vrăjmașii o să fie distruși. Ajungem la momente de imposibilitate și spunem: "Aici o să fie tot, aici o să mor." Și acolo deschide Dumnezeu un drum prin acea imposibilitate. Înainte de victorie, de biruință, trebuie să fii pregătit, să știi că vrăjmașul va veni la tine cu frică. Cu frică de moarte, cu teroare. Diavolul va veni cu imagini de faliment, cu moarte sigură, cu rezultat dia -ă, dizastros, nu? Cu diagnostic terminal. Problema este că noi avem uși deschise. Prin uși deschise mă refer la gânduri care noi le dăm loc în viața noastră. Știți că sunt momente de criză în viața noastră, unde noi nu suntem conștienți și deschidem anumite uși, unde îi dăm loc diavolului să vină în viața noastră și să ne chinui. Sunt momente de traumă în viața noastră. Da? Și în momentele acelea de traumă, noi putem să deschidem ușa la ceva, la o imagine teribilă. Poate să se întâmple la un accident, când moare cineva, în special din familia noastră când primim un diagnostic sau o vesterea din afară. Uh, Mi-aduc aminte de o mărturisire pe care eram la tineret în Portland, care un frate a adus-o, a adus-o la noi în fața tineretului. Dacă v-aș spune numele, cred că majoritatea l-ați cunoaște, dar nu i-am cerut permisiunea și atunci n-am să-i folosesc numele dar a venit la noi la tineret și ne-a spus ceva care a rămas cu mine. În, la sfârșitul anilor 80, dacă nu mă înșel, un prieten de-a lui a mers în România. Urmea, cred, că să se căsătorească sau așa ceva. Și uh, în România, acolo, a avut un accident cu mașina teribil. Și în accidentul acela cu mașina s-a lovit, mașina lui a luat foc. Și pentru că mașina era lovită, boțită, nu a putut iese afară din mașină și a murit acolo pârjolit în mașină. Și acest frate de la Portland a primit un telefon care i-a descris ceea ce s-a întâmplat acolo, în România, cu prietenul lui. În momentele acelea, a auzit o voce care i-a spus așa, tu ești următorul. Și spunea el că din momentele acelea a început un calvar. A fost o ușă deschisă, care el n-a fost atent ca să o închide imediat. Și când se ducea să-și îmbrățișeze nevasta, vocea aceea îi spunea, asta e ultima dată când îți îmbrățișezi nevasta. Când se ducea să-și îmbrățișeze copiii, îi spunea, asta e ultima dată când îți îmbrățișezi copiii. O, o, o luptă de teroare. Când se ducea să se spele pe dinți, venea și îi spunea, asta e ultima dată când te speli pe dinți. A fost o ușă deschisă prin care vrăjmașul a intrat în viața lui cu torment cu chin. Ucenicii aceștia au deschis o ușă la ideea aceasta, este o nălucă. Și eu cred că Domnul, prin textul acesta, prin imaginea aceasta, vrea să ne arate uși deschise, care poate le avem noi, în familia noastră, pe unde vine diavolul cu frică, cu teroare. Și aș vrea să te întreb în această dimineață, cu ce imagine sau cu ce gând te lupți care îți produce frică, care îți produce teroare. Când te gândești la lucrul acela, la imaginea aceea, slăbești. Îți produce frică. Aș vrea să spun că gândul aceea, imaginea aceea nu este de la Domnul. Domnul nu vine niciodată prin întuneric ca să-și sperie pe copiii lui. Domnul nu venea umblând pe mare ca să-i sperie pe ucenici. Reacția ucenicilor a fost, este o nălucă. Acum este sfârșitul. Au intrat în panică, au țipat. Țipatul este rezultatul la panică. Spune cuvântul Domnului în 2 Timotei, capitolul 1, cu versetul 7. Căci Dumnezeu nu ne-a dat. Observați aici ceva. Dumnezeu nu ne-a dat, Dumnezeu nu ne dă și Dumnezeu nici nu ne va da. Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică. Observați, frica aceasta nu este un sentiment, este o persoană, este un duh care vine de la cel rău. Și Domnul spune, Duhul acesta nu vine de la mine. Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică. El ne-a dat un Duh. Și ce face Duhul care ne l dă Domnul? Ci de putere, de dragoste și de chipzuință. Duhul care ni-l a dat Domnul ne dă putere. Când vine Duhul acesta de frică, care-i simptomul? Diagn frica. Când vine, când vine Duhul acesta, simt că slăbesc dintr-o dată. Mă las puterile. Și este un semn de alarmă, trebuie să știm. Asta e un duh de la cel rău. Domnul ne-a dat un duh de dragoste, de înfiere, care ne, fa ne, face să strigăm tata, că mă iubește. Stim că mă îmbrățișează dragostea lui. Momentele care le petrecem în închinare, în rugăciune, parcă simți dragostea Domnului, cum, cum te învăluie. Da? Acesta este Duhul Domnului. Când vine Duhul de la vrăjmașul, Duhul de frică, auzi condamnare. Care spune, ești aici, Meriți așa, te-a pedepsit Dumnezeu. Și spune, un duh de putere, de dragoste și de chipzuință. Îmi place traducerea din engleză, a sound mind, o minte sănătoasă. Eu cred că Domnul vrea să ne vorbească la mai mulți în această dimineață și la cei care urmăriți online că, fără să ne dăm seama, am deschis anumite uși. În viața noastră, în alte cuvinte, am dat drumul la anumite imagini, la anumite gânduri care produc frică, teroare, slăbiciune, și Domnul vrea ca ușile acestea din viața noastră să fie închise. Domnul vrea ca să deschidem însă ușa pentru Duhul Lui, care este care, Duhul Lui care ne dă putere, care simțim dragostea Lui și care este un Duh de chipzuință, vă sound mind. Nu accepta profețiile vrăjmașului, imaginile care ți le dă despre viitor, care sunt negative, care promit distrugerea ta. Este un duh de frică. Este plicul acela care ți-l dă vrăjmașul pe, pe, pe sub ușă. Gândește-te la lucrul acesta, consideră lucrul acesta. În astfel de momente noi putem să biruim dacă noi în astfel de momente declarăm cuvântul lui Dumnezeu care este scris. În astfel de momente când vine diavolul cu tot felul de imagini despre copiii dumneavoastră și viitorul lor, trebuie să declarați copiii mei sunt un dar de la Domnul. De ce? Așa spune scriptura, cuvântului Dumnezeu. Cuvântul lui este daș amin. Declară că copiii mei sunt o binecuvântare. De ce? Domnul a spus că copiii sunt o binecuvântare. Eu accept lucrul acesta. De ce? Pentru că așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Când vine deavolul și spune, ai să mor de boala asta, de simptomele astea, spune, prin rănile lui am fost tămăduit. De ce? Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Accept cuvântul lui Dumnezeu. În momente de criză, nu accepta și nu declara nimic altceva. Este vremea ca noi să închidem ușile pe unde intră Duhul acesta de frică. În al doilea rând, chemarea lui Dumnezeu pentru fiecare din noi conține în sine toată autoritatea și proviziile de care noi avem nevoie ca să ne împlinim chemarea. Chemarea lui Dumnezeu conține în sine toate proviziile și toată autoritatea de care noi avem nevoie. Domnul i-a silit pe ucenici să intre în corabie și să treacă de partea cealaltă. Aceasta era porunca Domnului, aceasta era chemarea Domnului. Domnul nu trimite pe nimeni la luptă fără să-l împuternicească. Nu te pune pe câmpul de bătălie fără să-ți dea armele necesare, fără să-ți dea autoritatea necesară. Știți, Domnul ne cheamă, de exemplu, să mergem la o anumită școală. Ne îndrumă în căsnicie într-o anumită direcție, ne conduce la un anumit job, ne conduce la un anumit loc de slujire în biserică. Știți că chemarea Domnului conține în sine toată autoritatea și proviziile necesare ca noi să împlinim acea chemare? Problema este că ajungem la, la momente din acestea, dar suntem pe mare și vedem o nălucă. Dăm de momente din acestea unde suntem cu spatele la mare și oastea lui Faraon și atunci începem să ne întrebăm, Doamne, dar oare. Tu m-ai trimis. Doamne, dar oare unde ești? Nu înțeleg. Știu că Tu m-ai chemat, dar ce se întâmplă cu circumstanțele? Ă, chemarea Domnului nu a fost ca ei să meargă până la mijlocul mării nu? <laughs> și să se nece acolo. Nu. Domnul le-a chemat ca să treacă de partea cealaltă. Dacă Domnul le-a chemat să treacă până cealaltă, ce se întâmplă la mijlocul mării ca să te oprească să treci pe partea cealaltă nu este de la Domnul. Este împotrivirea vrăjmașului. Vântul, furtuna, împotrivirea, necazul vin din partea celui rău. Nu era chemarea Domnului ca ei să se înnece la mijlocul mării. Și spuneam data trecută, problema se ivește atunci când noi ne uităm la împotrivirea vrăjmașului și o punem pe seama Domnului. Domnul m-a adus până aici, până în mijlocul mării, și acum cred că vrea să mă înnece aici. Că-mi știu eu păcatele mele și viața mea. Nu era adevărat. Nu. Dar gândurile acestea vin la fiecare din noi. Vin. Dacă vântul și valurile erau de la Domnul, Domnul n-ar fi certat vântul și marea. Dar vântul și mare erau din partea celui rău și de aceea Domnul le-a mustrat. Și Domnul le-a zis, pentru ce sunteți așa fricoși? Tot n-aveți credință. Știți ce vrea să ne spună Domnul aici? Sunt momente în viața noastră, în ascultare de Domnul, când ne pornim la drum și ne pornim și ne trezim în mijlocul mării, cu corabia noastră, a vieții noastre, a familiei noastre, cu vântul împotrivă, cu valuri mari. Și spunem, Doamne, nu-ți pasă că pierim, Doamne. Și Domnul vrea să ne aducă aminte în această dimineață, atunci când ne-a chemat, atunci când ne-a dat familia, copiii, atunci când ne-a dat chemarea, cu chemarea aceea ne-a dat autoritatea și proviziile necesare ca noi să trecem de partea cealaltă. În loc să țipăm, este momentul ca noi să ne ridicăm glasul și să măstrăm duhurile acelea. Noi să certăm vântul, marea și să zicem, Domnul m-a chemat să trec pe partea cealaltă. Orice împotrivire o mustru în numele Domnului. Porunca Domnului conține în sine autoritatea și proviziile necesare ca noi să avem biruințe. De multe ori noi îl așteptăm pe Domnul ca să lucreze. Și Domnul vrea să ne spună, eu te-am împuternicit. Mustră tu vânturile. Mustră tu valurile. Mi-aduc aminte de un exemplu, nu sunt sigur dacă l-am mai spus aici, dar este cu impact deosebit. Citeam într-o carte de a fratelui John Bevere și um, a avut consiliere cu un păstor care avea de luptat cu o ușă deschisă, cu un duh de frică, care era un gând care îi zicea că el ar să moară de heart attack și de stop cardiac. Și îl lua uh, atacurile acestea în special când trebuia să se predice, să, să predice și să meargă la biserică. Și toți slujitorii Domnului știu treaba asta. Când trebuie să te pregătești și sâmbătă, când meditezi la cuvântul Domnului, Primești tot felul de vești, așa, să te facă să-ți să, să pierzi echilibru. Și omul acesta, în consiliere, John Bavier îi spunea acestui păstor, Dumnezeu este cu tine. Duhul acesta este un duh de frică. Nu vine de la Dumnezeu. Ai autoritatea să mustri duhurile acestea, să mergi înainte. Da, mulțumesc, foarte bine. După câteva săptămâni, primești un telefon de la acest păstor. Frate, John Bavier, mi rușine să-ți spun, dar iară mă lupt cu sentimentele acestea și cu frica aceasta și fratele John Bever spunea, mărturisea că pe moment s-a supărat și a trimis o rugăciune, Doamne, dăm lumină, ce să spun omul acestuia? Și a avut o imagine la nivelul minții. Și spunea acestui păstor imaginează-ți că tu ești un soldat american în cea mai dotată armată de pe pământ. Ești în ultimul tank care îl are armata americană, un Abrams Tank cu tot felul de sisteme de apărare, blindat cum nu mai există a așa. Ești e, dotat cu, cu tun care trage mai departe și mai puternic decât orice alt tun. Ai pistoale, ai semiautomate. automate, e ești pregătit pentru luptă. Și spun, a acesta ești tu. Și ești pornit, ești pe câmpul de bătaie pentru că ești un ostaș al Domnului. Domnul te-a trimis în misiune să faci ceva pentru Domnul. Și pe câmpul de bătălie, când ai ajuns, când ai ajuns prima dată că vrăjmașul a tras niște gloante, gloanțe cu o a, armă amărâtă și ai auzit cum o sărit de pe tancul tău, intri în panică total și ei radio acela și strigi, ajutor, ajutor, sunt sub atac. Și spunea el, dar tu ești blindat. Ai un tun, folosește tunul acela, trage cu el. Ai mitraliere, trage cu ele. Dumnezeu te-a puternicit. Știți că aceasta este imaginea de care trebuie să fim conștienți fiecare din noi? Omul acesta spunea că bine, l-a ajutat foarte mult imaginea aceasta care venea de la Domnul. Și nu după mult timp conducea spre biserică ca să predice Evanghelia. Și a venit din nou Duhul acela. Ai să mori. Ai să mori de heart attack. A să-ți rămână nevasta, văduvă, copii, orfani. Și în momentul acela și-a adus aminte de imaginea aceea, spunea: Eu sunt un soldat american, sunt într-un într tank blindat. Și în momentul acela s-a ridicat din frica aceea și, fără să-i spune nevestea, a tras un pumn în bord și a spus: Diavole, ești un mincinos, nu-mi este frică de tine, eu sunt mai mult decât victorios. Și în momentul acela a avut o vedenie. L-a văzut pe Domnul Isus că s-a ridicat, a ridicat mâinile în sus, ca și cum spunând: În sfârșit, te-ai ridicat să te lupți. Știți că Domnul ne-a împuternicit pe fiecare din noi și se uită la noi câteodată și spune te-am înarmat, ți-am dat autoritate și prima dată când auzi câteva gloanțe care dau în tancul tău, te sperii și strigi ajutor, ajutor, dar tu nu ai nevoie de ajutor. Tu ai ajutor. Ai armata cerului care este cu tine, ai autoritate din partea Domnului să calci peste șerp, peste toată puterea vrăjmașului. Mustra aceste duhuri și vei avea biruință. Chemarea lui Dumnezeu include toate proviziile necesare pentru fiecare din noi. În a treilea rând, Domnul nu vine în nicio barcă în care nu este chemat. Um. Vedem aici și vedem uh, de mai multe ori în Scriptură, și dacă citim uh, relatarea aceasta din Marcu, capitolul 6, spune, și în a patra strajă din noapte, Domnul Iisus a mers la ei, umblând pe mare, și voia să treacă pe lângă ei. Traducerea mai corectă, care este în engleză, spune Jesus would have passed them by. Ar fi trecut pe lângă ei dacă ei nu-l chemau să intre în barca lor. Domnul era venit pe mare, specific, ca să-i ajute. La cei doi ucenici pe drumul Emausului, Domnul era venit specific pentru ei, ca să-i ajute, dar s-a făcut că merge mai departe. De ce? Aștepta ca ei să spună, Doamne, vină la mine, intră în casa mea, intră la problema mea. Dacă ei nu-l chemau, dacă cei doi ucenici pe drumul Emausului nu-l chemau, el ar fi mers mai departe. Dacă ucenicii aceștia care au crezut că este un lucru nu-l chemau pe Domnul să intre în barca lor, el ar fi mers mai departe. Citim în, în, în Apocalipsa că Domnul era prezent la, pentru biserica din Laodicea. De ce era prezent? Ca să intre înăuntru, ca să aducă binecuvântare, să aducă rezolvare. Dar șocul. Ușa era închisă. Și el bătea la ușă. Și nimeni nu auzea. Cred că este cea mai tristă imagine pentru o biserică. Imaginați-vă că oamenii aceștia n-au stat acasă să se uite la televizor, să urmărească sportul, au venit e la biserică. La biserică. Am spune, spune noi în termeni, termeni moderni acum, da? Oamenii aceștia aveau păstori, aveau diacone, aveau comitet, aveau orchestră, fanfară, repetiții, toate lucrurile acestea, o biserică în toată firea. Și cel pentru care s-au adunat ei era în afara bisericii. Știți că putem să spunem rugăciuni și Domnul să nu fie prezent în acea rugăciune, împărtășie. Putem să avem întâlnire aici la biserică, să poate să, să fie un program care să spunem a fost un program excelent și Domnul să fie pe din afară. Noi să fim insensibili la prezența Lui prin Duhul Sfânt. Știți că este necesar ca noi să fim conștienți în fiecare moment de prezența Domnului? În fiecare moment să am ușa inimii deschise, să spun, Doamne, oare ce vrei să-mi spui? Doamne, vin la închinare în această dimineață, dar n-aș vrea. Eu aș vrea ca tu să fii prezent la închinarea mea. Aș vrea ca să auzi fiecare cuvânt, Doamne. Aș vrea ca să primești fiecare cuvânt de laudă. Știți că, pe lângă faptul că facem lucrul acesta, trebuie să fim conștienti și mereu să-l invităm pe Domnul să intre. Și. Nu știu dacă ați observat, am, tot facem lucrul acesta joi seara. Spunem, noi suntem adunați, unde sunt doi sau trei, el este prezent, dar haideți, într-un mod activ, să îl chemăm pe Domnul, să-l invităm, Doamne, vino cu noi, poposește cu noi. Vrem să fim sensibili, Doamne. Domnul bătea la ușă și nimeni nu auzea. Mi se pare un portret portret destul de accurate la ce se întâmplă cu bisericile evanghelice din ziua de azi. Programul merge înainte și parcă oamenii nici nu sunt conștienți că Duhul Domnului câteodată este rănit, că Domnul este pe din afară. Faptul că crezi în Domnul, faptul că ai o nevoie, nu te califică pentru intervenția Domnului, trebuie să îl chem. Domnul este gata să intre în barca vieții noastre. În barca familiei noastre. Dar ne cere sensibilitatea aceasta să auzim vocea lui, bătaia lui, să-i deschidem ușa, să-l invităm. Știți că Domnul a bătut astăzi la inima noastră prin cuvântul proclamat? El bate, fraților. Este ceva în noi care, atunci când auzim cuvântul proclamat, prin cântare, prin predicare, un, un martor ascuns în inima noastră care spune, That's right. Așa este. Da, Doamne. Știți că bătaia aceea așa de gentil este bătaia Duhului Sfânt? Domnul bate la inima noastră în această dimineață și ne cheamă ca să închidem anumite uși. Să închidem orice ușă care aduce frică, teroare, groază, imagini care profețesc tot, tot felul de lucruri dezastroase despre noi, despre copiii noștri, despre familia noastră, despre Biserica Emanuel. Domnul bate și spune, vreau să vin eu. Te-am împuternicit, v-am împuternicit să mergeți înainte. Eu am plan de binecuvântare pentru tine, pentru casa ta, pentru biserica Emanuel. Noi niște păcătoși. Noi care am făcut multe greșeli. Fraților, pentru păcatele noastre, pentru greșelile noastre, a plătit El un preț la cruce. Nu mai trebuie să plătim noi a doua oară. Nu este bine să acceptăm șoaptele vrăjmașului, ai să plătești, ai să vezi. Nu, a plătit Domnul la cruce. Eu vin să primesc binecuvântarea, vin să primesc haina neprihănirii, vin să primesc planul lui Dumnezeu care îl are pentru mine. Și în sensul acesta vă invit cu toții să ne ridicăm în picioare. În această rugăciune să lăsăm pe Duhul Domnului să ne lumineze la care uși trebuie închise. Să deschidem ușa pentru Domnul, să-l invităm și să-l rugăm pe Domnul să ne ducă pe partea cealaltă, cu toții să ne rugăm.